Astra Giurgiu a obținut o victorie surprinzătoare împotriva olandezilor de la AZ Alkmaar și și-a mărit șansele de a se califica în grupele Europa League. Revenirea giurgiuvenilor după ce au fost conduși cu 2-0 și victoria finală cu 3-2 au uimit multă lume și dă speranțe mai mari pentru abordarea meciului de joia viitoare din Olanda. La conferința de presă de după partidă, tehnicianul Marius Șumudic a vorbit despre prestația jucătorilor săi, despre arbitrajul incorrect, despre șansele echipei din partida retur din Olanda, despre accidentări și lotul echipei. Un meci început de la 0-2, pe un început de joc destul de crispat din partea noastră. Nu înțeleg de ce. Nu ne-am trezit după ce am primit primul gol, am primit imediat al doilea gol. Începuturile de joc sunt foarte importante dacă le gestionezi bine. Noi n-am gestionat foarte bine acel început de joc, după care am revenit ca o echipă mare. Să revii de la 0-2 și să faci 3-2 până în pauză din 3 faze fixe, care cred că v-ați dat seama și dumneavoastră că sunt lucrate, și le mulțumesc jucătorilor că nu ne-am chinuit degeaba de când a început acest campionat și am lucrat împreună. Știam că la faze fixe sunt vulnerabili, iată că a ajuns și clipa când ceea ce facem la antrenament apare în joc. Au fost pentru mine încă o dată eroi, niște băieți minunați, având în vedere că joacă din 3 în 3 zile. Nici nu știu, nici nu vreau să mă gândesc în noaptea asta cum mă ia somnul, că peste 2 zile jucăm cu Iași. Nici nu știu ce jucători pot să bag, l-am pierdut pe și pe Boldrin, e frică să n-aibă fractură de pomete. Deci, pe zi ce trece, zici că e un blestem. În altă ordine de idei, mâine probabil o să organizez și eu o conferință de presă, și o să văd împotriva cui mă adresez, că am luat microbul argăseală, că, nu știu, eu, probabil, e greu să mă înșel la ochi și la nas, așa, miros. Minutul 5 e 11 metri cât casa la de a morim, cât casa. Altceva este dacă încep de la 1-0. Consider că și în a doua repriză avem 11 metri când șutează Ali Bek și prinde mingea chiar sub antebraț. Deci două decizii, cartonaș galben la faultul la Silviu Lung, se dă oriunde în lumea asta, e al doilea galben și roșu. Deci ceea ce a greșit domnul Colțescu, a venit acest sloven astăzi și ne-a luat. Îmi pare rău, să vedem, mă gândesc, să vedem, să vorbesc și eu cu conducerea, cum putem organiza această conferință de presă și să cerem, să trimitem pe cineva la FIFA sau undeva să se discute raportul acestui arbitru. Cum de altfel și cei de la Steaua doresc foarte mult să facă în comitetul executiv. Puteți să mă întrebați de restul. Ce s-a întâmplat până la 2-0? Nu știu, pot să spun ce s-a întâmplat până la 3-2. Nu puteai să încep decât cu o întrebare negativă. E adevărat. Până în minutul 10 am spus-o la început, am luat 2 goluri, nu ne-am trezit, am început prost acel joc, crispați, nu înțeleg de ce. Trebuia să mă întreb ce s-a întâmplat în minutul 5 când am avut penalti și trebuia să fie 1-0 pentru mine, că Budescu e greu să rateze. Atunci îți răspundeam. Am început pro jocul. Crispat, ți-am zis, 2 greșeli elementare. E și oboseala de care spuneați acum câteva zile. Și oboseala. Primul ne-a prins pe un contraatac. Eram sigur, acolo sunt. Au viteză de joc. Sunt agresivi, sunt tineri. Exuberanța asta, entuziasmul lor față de experiența noastră, ceea ce a contat. Și iată că am întors jocul de la 2-0. Asta înseamnă experiență, asta înseamnă atitudine, înseamnă dorință de victorie. Din punctul meu de vedere, numai echipele mari pot face lucrul ăsta. Și n-am întâlnit o echipă slabă. Cred că ați văzut și voi. Acum nu știu ce o să mai comenteze toți oamenii de fotbal care au spus că West Ham a venit cu echipa a doua, pe aici sau nu știu, Almar astăzi n-a venit cu echipa a doua. Și am reușit să-i învingem. Ce o vrea Dumnezeu, ce o fie acolo. În momentul de față, cred că ne-au crescut un pic șansele, am zis, la 40%. Fiindcă, dacă ne vor da gol 1-0, se califică ei, da? Asta este, e păcat că n-am mai reușit să marcăm un gol. Și am avut câteva situații. Asta de la golul 2 pare că din PlayStation. Da. E adevărat, le-am spus, deci eu mor cu faza asta de când am început campionatul, din pregătire. Am făcut-o cu Maribor în pregătire, ne-a ieșit și le-am spus... Țineți minte ce vă spun, că o să o facem și în campionat și o să ne ias. Și am mai făcut-o la câteva meciuri, am fost aproape. E, astăzi m-a uns pe suflet, așa, deci incredibil, așa de bine.
Și nu era numai un jucător care a recentrat, mă refer la Enache, era și Budescu acolo. Deci atât de bine s-au corelat și au plecat, încât pentru mine este cea mai mare satisfacție a unui antrenor când lucrezi ceva și îți iese. Le mulțumesc și este meritul lor. Le-ați servit la pauză jucătorilor să fie un pic mai liniștiți, mai atenți, pentru că nu a mai existat. Le-am transmis că este 0-0 pentru mine, să nu luăm gol. Mă interesează să terminăm cel puțin așa. Dacă vom marca încă un gol, șansele noastre cresc. Le-am spus, este 0-0, n-avem 3-2, n-avem un gol în plus, este 0-0. Vă rog frumos să nu luăm gol. Fiindcă în momentul de față și noi avem șansa noastră. Dacă vom marca acolo, se poate întâmpla orice și cred că vom marca cu tărie. Dar ei pleacă cu prima șansă în momentul de față. Dorința prea mare a jucătorilor a dus și la accidentarea lui Boldrin, că a fost o fază ciudată. Nu, l-au împins pe Enache. Dacă te uiți un pic, îl împinge pe Enache și vine cap în cap cu Boldrin. E adevărat că și din dorința aia au venit amândoi și au dorit, dar îl împinge și vin cap în cap. E bine? Că am văzut că l-au luat salvare. Nu știu, în momentul de față s-a dus să facă, este tumefiat, este umflat. E clar că cred că l-am pierdut pentru o perioadă, sper să nu fie destul de lungă, l-am pierdut și pe Tecșei, l-am pierdut. După accidentarea lui, cum v-ați uitat așa pe bancă, ce mai aveți acolo, ce v-ați spus? Mi-am spus că va intra Dandea și va marca încă o dată, cum a marcat și la Craiova. A intrat Dandea și a marcat. Păi o să primiți acum telefoane să dați punctul pentru părinți. De ce? Păi dacă a intrat Dandea și a dat. Păi nu, eu v-am mai spus și anul trecut, 44% din schimbările care le-a făcut și Mudică au intrat și au marcat. 44% din jucătorii care au intrat când eram la Chiajna. Intrau fie că era Wellington, fie că era Dina, fie că era Florea. E, uite că... Poftim? Apucați-vă să jucați. Geraldo e mai bine sau a fost jucat? Nu, este mai bine. Geraldo va juca duminică. Și Teixeira? Mi s-a mai dezumplat de rând? Teixeira se va opera, cred că săptămâna viitoare în Portugalia, va face o artroscopie. Două luni? Maxim. 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 Eu sper să fie o lună. La retur, cum o să pregătiți? Ce se va întâmpla? Îl vom pregăti să marcăm, că dacă mă voi duce să mă apăr, cu siguranță va fi destul de greu. Vă dați seama ce presiune, publicul acolo. Mă aștept cine știe la ce arbitraj. E diferența între România și Olanda, hai să fim serioși. Cine va auzi de Astra Giurgiu? Cine vrea Astra Giurgiu în grupe? Sau, indiferent. Altceva e când zici Olanda și altceva e când zici... N-ai văzut în Olanda să prind băia pe sub... Pot pe acolo, mai trag câte ceva, nu le zice nimeni nimic. La noi te leagă ăștia imediat. Ei sunt mult mai sunt înaintea noastră, ce zic, asta e viața. Niște, nu mai vreau să vorbesc. Domnul Reveseala spune că, de fapt, sunteți la butoane. Adică? Păi, butonașele, cu arbitrajul. Păi ce să butonez? N-ai văzut ce am butonat? Am butonat de... Nu mi-a dat două penaltiuri. Ne așteptam să vă vedem tot cu tricola norocos roz, dar e totuși Europa League. Uite că și costumul ăsta, și costumul ăsta e norocos. Nu, am tăiat gulerul în buzunar, am un petec. V-a surprins publicul? Asta? Au venit, au fost alături de echipă. Este important, eu le mulțumesc, contează. Noi încercăm să creăm spectacol. Ar trebui să-i mulțumesc acestui om care, am mai spus-o domnul Nicolae, are fel de fel de probleme și a dus o echipă aici în orașul ăsta, este important. A construit un stadion destul de frumos. Chiar erau mulțumiți cei de la Almar de condițiile, nu s-au așteptat. Când au venit pe drum și au văzut că sunt pepeni și roșii la fiecare curte în față și oamenii care stăteau, nici nu știau ce se întâmplă, a crezut că e expoziție, îmi ziceau. Și când au ajuns aici și au văzut acest stadion minunat și tot ce e aici, au spus că nu le vine să creadă, să așteptau cine știe la ce. Contează și gândul ăsta să domnul Nicolae să poată să vină la meciurile din grupe? Noi sperăm să se ducă la familie, e cel mai important, nu neapărat să vină alături de noi. Să se ducă la familie și să fie alături de familie, că asta e cel mai important, familia suferă. După care să vină și alături de noi, că e nevoie. Au apărut niște chestii, niște glume pe internet deja. Nu știu, am de la 2-0 la 3-2, asta înseamnă să fii mafiot. Da. Sunteți mafiot în momentul ăsta? Cine eu? Da, ce mafiot, că am bătut pe cineva în viața mea. Nu mă ocup cu astea, nu știu. Da, nu, vorba vine așa, bătut, nu, așa la propriu, da, i-am bătut pe olandez. Dar zic, nu știu, nici mafion, nici mardoi, nici... Sunt un... Om care ce mi-e în gușă și în căpușă ăsta, nu o să mă schimbe nimeni niciodată, chiar dacă o să pierd în viață. Dar
Important este că sunt spontan, spun lucrurilor pe nume și ceea ce simt. Chiar dacă câteodată probabil greșesc. Dar niciodată nu o să, v-am mai spus, eu nu mă plec, nu. Nu-mi place maxi-taxi poziția. Eu sunt drept așa, îmi place să stau cu pieptul afară, nu-mi place să stau așa. Alții sunt care. Până la urmă nu sunt atât de mulți steliști în Giurgiu, că aproape a fost prins. Sunt și rapidiști mulți, să știți că m-am întâlnit până în oraș, mă întâlnesc cu o grămadă care... Mi-a adus unul, apropo, un ziar tras la Xerox, de când au câștigat un avocat de pe aici, s-a întâlnit cu mine la cafenea și mi-a adus un ziar de când au câștigat în 67 campionatul. Și era foarte bucuros. A făcut o poză cu mine și cea că își dorește foarte mult să mă întorc acasă. Te poate să schimbă culorile din alb negru în alb vișiniu. Unde aici? Sunt bune și alb negru, că eu am făcut junioratul la Sportul și sunt obișnuit cu ele. Am crescut de la vârsta de 7 ani până la 27 când am ajuns, 20 de ani am stat la Sportul Zdențesc. După terminarea partidei, au mai făcut declarații portarul Astrei Silviu Lung Junior, capitanul echipei Constantin Budescu și antrenorul secund al echipei naționale Viorel Moldovan. Mă bucur că astăzi am făcut un meci excelent după minutul 15, dar astăzi am întâlnit o echipă foarte valoroasă, o echipă care are știința jocului, o echipă care poate să-ți pună probleme în orice clipă. Dar, repet, am obținut un rezultat bun, care ne dă speranțe pentru meciul retur. Dar care sunt șansele de calificare după acest 3-2? Totuși ați luat două goluri acasă. 50-50. Nu sunteți favoriți acum? Nu, nici de cum. Ei oricând pot să înscrie, sunt o echipă foarte ofensivă și ei, la fel ca și noi. O să fie, cred eu, un meci frumos. Dar eu, sincer, mi-aș dori să facem un meci foarte urât, să câștigăm cu 1-0. Înaintea partidei, Marius Mudică spunea că marcați 100% în Olanda. Sperăm că așa o să fie. De Boldrini ai aflat ceva? Am văzut că a plecat la spital cu Da, am înțeles că nu are nimic o sos. Are decât o comoție. Ce s-a întâmplat cu Astra în primele 15 minute? Nu știm nici noi. Am primit două goluri. Important este că am revenit. Am avut și... un penalt, nici am auzit în minutul 2. Dacă ne dea acel penalt și noi înscriam, probabil era altfel rezultatul. Dar importantă a fost revenirea noastră. Cum îți explici această revenire? Sau cum o explici? Da, ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Au marcat două goluri foarte repede, iar noi am crezut în această revenire și am reușit chiar să revenim din prima repriză. Șanse mari de calificare acum? La care răspund? Nu am simțit nimic special, au fost două greșeli, important este că le-am reparat și că am câștigat acest meci. Șansele rămân egale pentru retur. Nu, v-ai răspuns. Urmează, te vedem la Națională Budică. Nu știu, eu îmi doresc acest lucru, am mai spus treaba asta, să fac treaba aici. Sunt oameni acolo care sunt în măsură dacă eu trebuie să fiu sau nu chemat la echipa națională. Deci de la Alcmar, cum i-ai simțit în teren? O echipă foarte bună, organizată, pasează foarte bine și o să avem un retur dificil acolo. De mult din ce știi? Da, așa este. Este o pierdere grea pentru noi. Din păcate, îi doresc să revină cât mai repede. Am înțeles că s-a lovit un pic la cap. Sper să-și revin. Chiar au reușit să revină, să scrie trei goluri în urma unor faze fixe. De altfel, este unul din punctele forte a acestei echipe, fazele fixe. O victorie importantă pentru asta în această seară. Sincer, la 2-0, credeai că s-a tras deja pe eliminare? După cum a început jocul, era destul de greu pentru asta, dar au avut o revenire interesantă. Au găsit forța necesară de a intra în meci, înscriind primul gol, după care au prins încredere și s-au trezit, așa cum se spune, pentru că au început cam adormit jocul. Am venit să văd jucătorii care sunt în vederele noastre. Mă refer aici la Silviu Lung, la Găman, la Enache, la Budescu, la Alibec. Deci, una peste alta, de unii sunt destul de mulțumiți, de alții mai puțin. Deci, oricum, au făcut un joc bun. A devenit asta favorită la calificare acum? Un rezultat care îți dă posibilitatea de a merge mai departe, dar trebuie să... reușești să-l menții acest rezultat în deplasare. Va avea un meci dificil, dar au șansă. Marius Mudică vrea un 0-0, fiind convins că Astra marchează în Olanda. Câte goluri pot marca?
mă întreb pe mine câte goluri poate marca Astra în Olanda, că nu știu, nu sunt Nostradamus să prevăd viitorul sau să am viziune să știu câte goluri va marca Astra, nu știu. După evoluțiile în acest început de sezon, se poate spune că au crescut șansele să-l vedem pe Budescu convocat în meciul cu Ungaria? Rămâne de văzut. Este un jucător foarte talentat, eu am mare încredere în potențialul lui, a înscris goluri importante atât în campionat cât și în cupele europene, un executant excelent de faze fixe și astăzi a executat perfect aceste faze fixe în urma cărora s-a înscris golurile. Vom vedea ce va fi. Eu cred că va face parte din lotul echipei naționale, dar să nu ne grăbim.